Credeți că în episodul anterior am servit cea mai rea mâncare posibilă clienților noștri. Ei bine nu, pentru că nu ați văzut încă episodul de astăzi, azi vom servi cea mai rea mâncare de două ori mai rea decât în episodul anterior, așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like. Dacă vreți să vedeți reacțiile lor aici, să vedeți ce o să facă. În momentul în care o să primească niște mâncare foarte foarte nasoală. Și o să începem cu primul client să vedem ce vom alege pentru acesta. Așa. Intrăm aici frumos la frigider și ne uităm ce variante avem. eu cred că ar merge. Hai să vedem un pepene. Ok, vreau un pepene. Și cred că aș vrea cu niște pâine. Niște pepene cu pâine. Ok, ce? Voi nu mâncați pepenele cu pâine? Și de asemenea cu niște ceapă. Ok, deci asta e combinația perfectă. Un sandwich de pepene cu pâine și cu ceapă. Hai să vedem ce o să iasă. A, o să trebuiască să mergem frumos aici, le punem pe farfurii și să vedeți voi ce, ce nebunie de mâncare o, o să să că mamă, mai vreau așa ceva. Dar, na, probabil că nu o să zic asta, probabil că nu o să-i placă deloc. Rămâne de văzut. Dar momentan avem nevoie să feliem acest pepene, așa că o bucată, două bucăți, trei bucăți, stai aici, domnule pepene, patru bucăți, cinci bucăți, șase bucăți. Ai încă una, șase bucăți, perfect. Acum o să punem niște piper, niște piper pe acest pepene, pentru că, de ce nu, un pic așa mai spicy. O să-i punem niște sos picant. caută l Din belșug. Să fie foarte, foarte picant, ok? Acum se adaugă această pâine și o să încercăm să tăiem feliuțe, bam. Eu zic că merge de un sandwich. A, ah, ce ziceți? Intră așa ceva de genul ăsta sandwich -o? Bine, nu cred că poți să le faci chiar sandwich sandwich, dar ați înțeles voi despre ce este vorba. Și ceapa. Ceapa o să trebuiască să o tăiem mai feliuț, așa. Ceva de genul ăsta ar veni ceapa. Perfect. Și acum, stați că n-am terminat. Nu o să-i dăm mâncarea asta așa, deși ea se uită și zice, mă, pare delicios, nu știu ce să zic. Stați așa. O să mergem să și prăjim aceste ingrediente. Punem puțin unt. Pune puțin unt, ok. Asta nu-i nimic totuși, stați până la finalul episodului dacă vreți să vedeți ce o se întâmple. Pentru că, credeți-mă, n-ați văzut încă nimic. Punem și pâinea, punem și pepenele. Să se bage aici toată trebușoara. Ia uite. Frumos. Să se rumenească. Așa. Și bineînțeles, la toată treaba asta, punem și niște muștar. Punem și niște muștar. Ce, voi nu, vom, nu, voi nu mâncați pepene cu muștar? Cum adică? Mi se pare imposibil să nu pe pepene cu muștar. Dar vreau să îmi scrieți în comentarii dacă voi, de exemplu, ați mânca așa ceva la restaurant. Dacă vedeți așa ceva și ziceți, mamă, delicios! Eu personal n-aș mânca, sincer vă zic, dar ha uh, habar n-am. Hai să vedem. Bun, Bun. și acum n-am terminat încă. Stați așa. Pentru că vreau să le băgăm și la pistiuța asta. A, oh, Ia să vedem noi pâinea Și pepenele Nu, nu o să-ți încapă chiar tot Dar le băgăm la friptoză Oamne, prin câte procede au trecut de nu vine să cred așa ceva Gat Ia mă să vedem, îți place? E un sandwich, gândiți-vă că e un sandwich, dar e bucățele Ia, zim ce părere ai Oh, nu Oh, nu cred că i-a plăcut foarte mult Ia, vezi asta cum e Îți place? Ăsta i-a plăcut! Pepe de ăsta cu muștar, cu sos picant și băga la cuptor, la prăjit, la fripteoză. Nu-mi zic că-i place. Nu-i place. Dar pâinea a trecut prin același procedeu totuși. Și asta îi place? Nu știu ce i-a plăcut din toate astea. Pâinea cred că îi place. Ok, asta e foarte ciudat. Pâinea îi place. What? Ok, dar pepenele nu-i place. Nu? No? și Place. What? Ok, niște bucăți de pepene sunt preferatele ei, iar altele, nu știu, o fac să strănute, nu știu de ce. Dar ia bucățile astea, ca să terminăm cu această, cu această masă foarte, foarte tare. Ok, bă, aș spune că i-a plăcut în mare parte. Deși eu personal nu aș fi mâncat, nu știu, spuneți și voi părerea voastră dacă voi ați fi mâncat și fiți atenți și o să facem în continuare. Nu o să vă vină să credeți. Deci în continuare vom lua un pește. Deja să uită că am nasol la el. Ok, vom lua un pește, vom lua... Ce vom mai lua pe aici? Un uh, morcov. De fapt, știi ce? Morcovul îl dăm direct, aveți? I-a vezi. plăcut? I-a plăcut morcovul. Și Alături de acest pește, aș vrea să-l servim cu... Hmm, o portocală? Pește cu portocală? Nu știu dacă merge foarte bine, să fiu sincer. Pește cu portocală și cu... Hmm, brocoli. Ok, cu brocoli. Nu știu dacă vă place brocoliu foarte mult. Hai să vedem combinația aceasta. Și fiți atenți, înainte să continuăm, vreau să apăsăm cu toții pe butonașul de like chiar în acest moment. Dacă ați ajuns până în la episod, doar cei ce au ajuns, Hai să-l apăsăm chiar în acest moment, da? Deci fiți atenți, eu plec de la calculator. Aveți 3 secunde la dispoziție, hai să vedem. 1, 2, 3 și like. Sper că ați apăsat și voi acolo rapid, rapid de tot pe acel butonaj de like. Și hai să mai stăm foarte mult la vorbă pentru că, ghiciți și o să facem aici. O să le băgăm în blender, da? Deci avem un pic de suc de portocale. Ok, Alături de acest suc de portocale, avem un suc de pește. Ok. Și mie mi se pare foarte scârboasă treaba asta. Eu personal n-aș mânca pește la blender alături de suc de portocale combinat. Și pe lângă asta mai băgăm și bl la blender și brocoliu. Adică nu știu, mi se pare prea de tot, dar uite, e cam scârbos puțin, nu știu ce să zic. Și hai să-i punem și... Hm, punem niște sos de -asta iute? Hai să fie măcar iute dacă... Dacă e scârbos. Un pic iute și niște ketchup să... Îi dăm așa un... Așa, cred că e bine. Nu știu ce să zic, mai punem niște piper. A, mai punem un pic de sos de ăsta. Gat. Perfect. Ia uite, ce părere ai? Îți place acest suc incredibil de bun? Ia vezi. Mm. Ah. Mm? Uh. Nu i-a plăcut deloc. Păi mă gândeam că nu o să-ți placă cine știe ce, dar acum na, ia vezi. Ah, mm, mm, Parcă? No, 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 e cam nasol. Dar nu e atât de nasol pe cât ar fi putut să fie. Încă n-am trecut la chestiile mai nasoale. Hai să vedem în frigider. Ce mai avem disponibil noi aici? Avem o grămadă de chestii pe care le-am putea folosi. Dar cred că o să continuăm cu niște pâine. Ok, pâine. Plus căpșuni. Pâine cu căpșuni. Ar funcționa chestia asta? Cu niște orez. Pâine cu căpșuni și cu orez. Uh -huh. Și cu... Ce mai avem noi pe aici? Cu ce ar mai merge? Deci să fac niște cartofi prăjiți, dar nu ar Adică nu știu, toată ideea episodului e să faci niște mâncare care nu-i bună. Iar niște cartofi prăjiți cred că ar fi... Cred că ar merge de minune. Așa că... Vom lua niște... Hmm. Hai să, hai să dăm niște porumb de ăsta. Ia să vedem. Și mergem așa. Mergem frumos la oală. Și facem o ciorbă. Fiți atenți, facem o ciorbă. Băgăm și asta, băgăm și asta, băgăm și pâinea. E ciorbă de pâine această ciorbă. Foarte, foarte delicioasă. Ok. Hai să o amestecăm. Deja a început să prindă culoare. Doamne ferește. Doamne ferește ce ingrediente avem aici. Um, ce aș putea să pună și putea să pun niște sos de asta Care nu știu ce ar trebui să fie uh, Unii dintre voi mi-a spus Că ar fi sos de soia În secțiunea de comentarii la episodul anterior Dar nu știu dacă e sos de soia sau nu Punem niște lămâie Punem niște ketchup Și vreau sos picant Din belșug Perfect Și acum Nu știu dacă mă lasă Deci nu mă lasă și să te dau ciorba da, imaginați-vă că toți, toată zeama aia de la ciorbă e în pâinea asta, ok? Hai să vedem. Îi place? Am. I-a plăcut! Hai că-i prea tot! Nu mă așteptam să-i placă! What? Tot îi place! Doamne, ferește! Ok, mâncarea asta chiar nu mi s-a părut bună deloc! Dar ei place, ceea ce sunt surprins. O să trecem și la următorul nostru client uh, în cele ce urmează. Dar până una alta, hai să luăm un copanel. Un copanel servit cu. Hmm, cu ce putem noi să servim acest copanel? Un copanel servit. Ăsta cred că e ceva shrimp. Nu știu, dar așa pare. N-am ca niciodată. Caracatiță. Ui, caracatiță. Ce mai avem pe aici disponibil pentru noi? Mm, cred că atât o să fie. Trei bucăți de carne, dar prima pe care o să o pregătim o să fie caracatița. nu știu că N-am mâncat niciodată caracatiță de asta, nici nu știu cum se prepară măcar. Să zic că aș pune o... Hai să o tăiem feliuțe mai întâi. Caracatiță feliuțe. Poftim. Măcar așa e mai... E mai ok, cred. Vreau să fie foarte picantă. Caracatiță super mega picantă. Nu știu dacă asta e opțiunea cea mai bună, dar totuși, hai să vedem. Facem așa super mega picantă și vom merge să... Hai să prăjim, caracatiță prăjită. Eu știu dacă merge așa treaba asta, nu știu. Hai să-i dăm și niște piper. Pune și niște piper și vreau să fie cât mai picantă. Cât mai picantă. Și acum facem, uite ca să se... Să se prăjească uniform Faza nasoală e că nu poți să prăjești chiar toate bucățile De exemplu eu am, am aici și celelalte bucăți de carne Însă nu poți să le prăjezi pe toate E în momentul în care bagi o bucată de carne Pe cealaltă ți-o scoate automat Deci nu prea merge treaba asta Dar uh, hai să vedem Caracatiță super picantă uh, uh, Da, da, da Ia de aici Ia de aici, mamă s-a înverzit caracatița asta cât sosiu te-am pus Ia să vedem, ia ce părere ai de bucata asta de caracatiță În primul rând caracatița, care nu prea, nu i-a plăcut deloc uh, Dar dacă aș pune piper o grămadă, nu știu ce s-ar întâmpla Hai să vedem Piper la greu Poftim, ia de aici Îți place caracatița asta? Deci piperul face să strănute, De asta strănută. Că nu-mi dădeam eu seama de ce strănută atât de mult. Uh, stai să scoatem noi bucățile astea de aici. Și să le punem uh, în continuare sos iute. Poftim. Ia bucata asta de caracatiță. Ia vezi. A? Ah? Și asta o face să strănute. Uh, ia să vedem noi ce mai avem pe aici disponibil. Poate... Uuuu! Uh! Mamă, s-au făcut roșii de la ketchup ăsta Ia. Caracatiță plină de ketchup Așa că e ketchup picant sau nu Îți place? Nu prea-i place Dar dacă le-aș băga eu puțin aici Chiar dacă sunt În condiția în care sunt ele acum am dat la prăjit puțin Na, hai să vedem Să fie mai calde, știi? Ia vezi bagă -l. Ce părere ai? T-a plăcut acum? O, oh, i-a luat gura foc! Dar totuși, parcă a fost, a fost ok. Dar dacă i-aș da eu șirimpul ăsta negătit, nu nu știu, nu-i place. uite cum se strâmbă. Copănelul, nici copănelul. Păi na, nici n-ai voie să le mănânci așa, da. Ia, stai să vedem. Ăsta l și pune la cuptor. Împreună cu copănelul, cred că. Ia, hai să punem și punem la cuptor. Tot așa cu sos picant. Nu știu de voi, dar mie îmi place să mănânc mai picant, așa. Nu exagerez sau ceva de genul ăsta, dar așa îmi place mie, e mai picant. Bun, ia. I-am dat, se face mâncarea frumos. Ok. Ia, vezi. A... Îți place? Nu, no, i-a luat gura foc. Trebuie să... Trebuie să mai așteptăm puțin. Punem și... Te... Ce se întâmplă pui lămâie foarte multă? Și pun o grămadă de lămâie. că l am pus. Ia zi. Păreri? Ce părere ai? Oh, nu i-a plăcut deloc ăsta. Ok, bun. Hai să trecem la următorul nostru client. Vreau să îl chemăm pe domnul Yeti. Să vedem ce părere are și el despre preparatele noastre speciale din acest restaurant mirific. Hmm, ia să vedem. Ce? Vreau să folosesc niște alimente pe care nu le-am mai folosit în trecut. Mă gândesc că i-aș face lui niște cartofi. Mamă, cartofi? Mi-a venit acum o mega idee. Cartofi cu căpșuni. Ui, cartofi cu căpșuni. Și cu pepene. Deși pepene l-am mai folosit. Nu, l-am mâncat direct. Mi-a mâncat pepenele. Mă, nu trebuia să faci chestia asta Ia dă-mă, că am luat alt pepene Nu l mai mânca și pe ăsta, dar rog frumos Ați văzut ce a făcut? Am mâncat pepenele direct și n-am mai avut nicio șansă să mai fac nimic Ok, deci Mai întâi trebuie să mergem să le tăiem, da? Deci mergem aici sus Și vom face combinația Pepenele îl tăiem și noi în bucățele Nu vreau foarte multe bucăți pentru că pe aia nu o să mai am loc să le pun pe toate uh, cartoful Așa o să fie tăiat Nu prea avem posibilitatea să facem cartofi French fries de a subțiri Deci așa o să fie tăiat și cartoful Și căpșunile Căpșunile o să fie tăiate De fapt am una singură Ce căpșuni? Căpșuna mai degrabă o să fie tăiat așa Perfect Eu am crezut că am mai multe Dar aparent e una singură Bun și acum o să ne ocupăm de sosuri că pentru sosuri aș pune niște ketchup pe pepene, deci avem uh, pepenec cu ketchup. Avem cartofi cu sos picant. Cartofi cu sos picant. Și avem căpșuni cu muștar. Ok? Sau căpșună cu muștar. Perfect! Bun. Și acum o să mergem să le și gătim. Pentru că nu prea putem să -i le dăm chiar în halul ăsta. Dar nu prea am încaptat în tigaie. Hai totuși să mergem să le prăjim. Deci ce, o să le prăjesc pe rând, pentru că până la urmă nu am altă o, o opțiune, nu am, am ce să fac. Le prăjesc pe rând și aia. Mergem aici, punem și căpșunile. Toți zic căpșuni? e una singură. Sunt mai multe bucăți că le-am tăiat. Ok. Pepenele. Uite că dacă le adaug așa, pare că intră... A, uite, deja mi-a scos niște bucăți. Da, deci ai o, ai o oarecare limită. Nu poți să bagi la infinit. Mamă, dar nu mai arată nimic. Adică gen... Să zic cartofii arată cum ar arăta niște cartofi prăjiți. Pune niște sare. Să aibă și mâncarea asta niște sare totuși. Da, na, nu știu ce să zic, n-aș mânca mâncarea asta, n-aș mânca-o deloc Ok, poftim băiete, ia de aici, ia zi cum ți se pare A, frige, ok, stai, lăsăm puțin să se, să se facă să nu mai, să nu mai frigă Ia Ce gustare? Nu-i place, a scuz limba afară Ha mă, pe bune Nu e chiar așa de rău Să fim serioși, până la urmă Eu zic că e o masă delicioasă Uite, asta i-a plăcut Deci am avut ceva din toate chestiile astea care i-au plăcut Cred că căpșuna e asta, să vedem Cred că dau asta de aici Să dacă pot să o apuc Ia. Cred că căpșuna îi place Căpșuna îi place, ok Deci avem măcar ceva care îi place din toate astea dar restul... Ia să vedem. Asta e cartof? Pare a fi ca -ă, cartof, ia să vedem. Sau poate pe pepenele. Mamă, și asta-i place? Ok, avem niște niște chestii surprinzătoare aici. Se pare că nu mă așteptam să avem niște clienți care chiar apreciază mâncarea aceasta. Mă așteptam să fie, nu știu, să nu le placă absolut deloc. Dar, uite, măcar lor le chiar le-a plăcut. Adică n-am ce să zic. A, așa, și hai să mergem și la ultimul nostru client de aici Să încercăm să-i facem și lui o masă Ia să încercăm noi aici E nasol că ai aceeași mâncare, nu prea poți să schimbi chestia asta Adică gen, ar fi fost tare ca la fiecare client în parte să-ți dea alte, alte mâncăruri pe care le poți face Dar nu, la fiecare client poți face aceeași mâncare Dar trebuie să ai tu imaginația bogată și să vii cu idei Până la urmă despre asta este vorba în acest joc. Uh, aș încerca niște paste. Para a fi paste, nu sunt sigur. aveți. vezi, poți să și pastele astea? Am direct? A, nu i-a plăcut așa. Ok. Deci pastele astea și o să facem paste cu caracatiță. Paste cu caracatiță și cu... Ce mai vrem să fie pastele acestea? Și cu ananas. Mama, deci nu știu, combinația asta numai că mă gândesc, mi-e așa, dar hai să le punem. Deci o să fie așa. Astea și cu astea. Perfect. Trebuie să și să punem niște sos. O să fie sos de ketchup. Ok. Asta nici nu are rost să le, mai, să le mai tai, pentru că până la urmă aici se fac pastele și bagi caracatița aia, bum! Și bagi muș din ananas și gata, s-a rezolvat situația. Ia să vedem. Nu, aici nu prea-ți spune când îți gata? Dar poți să înclin tu puțin vasul ăsta așa Să le amesteci Bun, ia să vedem Ce părere ai? A băgat caracatița Frige, ok, stai așa Ia vezi, pastele acum îți plac? Nu i-au plăcut anterior I-au plăcut? Și ananasul, ce zici de el? Care-i care, -i, care -i treaba? N-a zis nimic de ananas Ok, păi ce? Atunci facem altă treabă. Îți voi face un smoothie. Ok, fii atent. Un smoothie de cărniță, caracatiță și cărnat. Și să dăm un pic de gust. O să punem niște și niște ananas. Ok? Hai să facem la smoothie să-l facem. Deci prima o să fie ananasul. Se face aici, da? Băgăm un uh, cârnad ăsta. Da, nu pot să bag mai multe chestii? Ba da. Nu pot să le bag pe toate. Ia vezi ce o să iasă. Ii, ce culoare are. Așa e, el dau. Nici nu mai pun alte chestii. Ia vezi. Îți place? Ii, nu i-a plăcut deloc. Doamne. Bine, mă așteptam oare cum să nu-i placă deloc, dar da, oameni bune, acesta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul acela de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!